Bună ziua și bine v-am regăsit, sunt Veronica Cibotar și vă prezint știrile TV Drochia. Recent la Drochia s-a desfășurat târgușorul de Paști, în cadrul căruia au fost prezentate mai multe lucrări confecționate manual. Cum s-a desfășurat evenimentul, urmăriți în continuare. La Drochia a avut loc târgușorul de Paște. În cadrul evenimentului desfășurat în centrul orașului, drochienii au avut posibilitatea să admire lucrările confecționate manual de copiii de la instituțiile preșcolare și să-și aline sufletul cu melodii interpretate de elevii școlii muzicale. Primăria orașul Drochia, după cum a devenit deja o tradiție, a organizat târgușorul de Paște în colaborare cu instituțiile preșcolare, școala de muzică. Am decis ca în săptămâna luminată sărbătorim și noi învierea Domnului prin a crea voie bună, aduce un pic de căldură, de veselie, zâmbete pe chipurile oamenilor. Copiii au evoluat pe scenă cu diverse melodii care au adus voie bună și zâmbete pe fețele trecătorilor. La mare, drochienii s-au adunat la târgul de Paște, unde au fost prezentate mai multe expoziții confecționate manual. Și cu această ocazie, instituțiile preșcolare din oraș au venit cu expoziții în parteneriat cu părinții. Fiecare copil, fiecare părinte și-a reprezentat emoțiile în legătură cu această sărbătoare sfântă prin lucrarea prezentată. Prezenți la festivitatea dedicată sărbătorilor pascale, locuitorii orașului au rămas plăcut surprinși de atmosfera creată. Am venit pentru că să văd concertul. Îmi place să văd cum cântă la vioară și la pian. Mi-a plăcut foarte mult. Îmi place concertul, târgul. Îmi place ouăle roșii, bucatele, cântecele. Am cântat eu astăzi la foier. La târgul de Paște, care a avut loc în orașul Drochia, au fost prezentate ouă vopsite și înfrumusețate, iepuri, miei și diverse decorațiuni ale acestei sărbători. Toate au fost confecționate manual de copiii instituțiilor preșcolare din oraș. Din anul curent, grădinița din satul Bretuleni va avea centrală termică pe biomasă și apă caldă curentă. Detalii la subiectul dat urmăriți în continuare. Deja de 3 ierni, elevii gimnaziului din Bretuleni, raionul Nisporeni, au confort termic sporit în școală. Iar din anul curent și grădinița din comună va avea centrală termică pe biomasă și apă caldă curentă produsă de colectoare solare. Acestea au fost instalate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene din fondurile proiectului Energie și Biomasă. La grantul de peste 163.000 de euro, comunitatea a contribuit cu 600.000 de lei pentru lucrări de reparație a sistemului de încălzire sau instalarea geamurilor eficiente energetic. 3 ani în urmă, gimnaziul nostru se încălzea cu cărbuni. De 3 ani încoace a fost instalat cazan pe biomasă. Gimnaziul se încălzește la combustibil din peleți, de rumeguș de lemn. Ne pare bine că avem punctele tari în sensul că avem economii la 100.000 perioada rece în comparație cu ceea ce cheltuiam noi până la instalarea cazanelor. În afară de aceasta, ne bucurăm de aerul proaspăt din școală, ne bucurăm de căldura care o avem în perioada rece în tot spațiul utilizat al școlii, deoarece
cu cărbuni se încălzea numai 25% din spațiul utilizat. La școala din Brătuleni învață peste 230 de elevi. Copiii spun că acum e mai cald și mult mai bine la școală. Da, era cam și fric, dar pe o masă este mai cald cu cărbuni. Era mai rece, în acest an, din bugetul comunii, urmează a fi schimbate geamurile pe coridoarele gimnaziului pentru a reduce pierderile de căldură. Primarul localității, Nicolae Chercheja, depune eforturi ca oamenii să rămână în sat, iar pentru aceasta creează condiții confortabile locuitorilor. În primul rând, eficiență, economie de parale, care noi nu dispunem de bugete așa de mari, care să aruncăm banii mai mult. Într-a doilea rând, energie verde care se produce în Republica Moldova și chiar vă spun și acum vor fi montate colectoare solare la apă caldă, care într-adevăr va avea toată grădința, va avea apă caldă fără nicio cheltuială. Până acum se încălza la cărbun, în primul rând chiar ecologic, care noi și aceleași noi procuram combustibilul. Deja și mai economic, la peleți de economic. Brătuleni este una din cele 235 de comunități beneficiare ale proiectului Energie și Biomasă, în care au fost instalate 187 de sisteme de încălzire pe biomasă, alte 40 fiind în construcție. Valoarea totală a investiției din fonduri europene este de peste 10 milioane de euro. Tradițional, festivalul cântecului pascal, slăvit să fie Domnul, a avut loc recent la mănăstirea Sfântului Ierarh Nicolae din satul Sadaclia. Mai multe detalii urmăriți în continuare. Tradiționalul festival al cântecului pascal, slăvit să fie Domnul, a fost organizat cu mult fast și în acest an la mănăstirea Sfântului Ierarh Nicolae din satul Sadaclia. Suntem pe teritoriul mănăstirii Chistoleni, în satul Sădăclea. La festivalul respectiv participă toate colectivele de artiști amatori din satele raionului și avem invitați din satul vecin Utaa Găgăuzia, din Ciocmaida. Într-adevăr, e un lucru semnificativ în a treia zi de Paște se petrece festivalul respectiv în fiecare an. Totul a început cu tradiționala rugăciune. Mila ta cea mare, mila lui Iisus! Îngeri împrejurul fă să se adune, să-mi arate calea către cele bune, să-mi îndrepte pașii spre cărarea milii și la ceasul nopții și la ceasul zilei. Chiar de la început, publicul a fost surprins de prestația excepțională a preoților. Au răsunat apoi cântece pascale, interpretate de către colectivele artistice și cele bisericești din toate localitățile din raion, toate vestind învierea Domnului Iisus Hristos. Participanții s-au pregătit din timp pentru festival. Cântecele sunt despre Dumnezeu, Iisus Hristos, și ne-am pregătit 2 luni. Astăzi am interpretat cântecele pentru tine, Doamne, veniți creștini la rugăciune și să faci o Iisuse din inima mea. Ce ați exprimat prin aceste cântece pascale? Am exprimat credință, iubirea față de Dumnezeu și bunătate față de alți oameni. Noi astăzi am interpretat cântecele Hristos a înviat, noi îl iubim pe Iisus și ca la urmă un cântec cum îl iubim noi pe Iisus. Care este mesajul acestora? Mesajul acestora este ca să-L iubim pe Iisus chiar cum este El și să ne comportăm mai frumos față de aceasta. Ce cântece ați interpretat astăzi? Slavă, slavă avem cântecul, laudă Domnului avem și colind de Paști. Cât timp v-ați pregătit? Avem mult, de când s-a început postul. Și de această dată, participanții au impresionat spectatorii prin autenticitatea și conținutul melodiilor sacre, portul și ținuta scenică. E un lucru extraordinar care se petrece în fiecare an în învierea Domnului și Festivalul Cânticului Pascal la mănăstirea noastră Chistoleni.
Suntem foarte bucuroși că vedem toți artiștii amatori din Raiul care au depus o muncă și s-au prezentat bine. Nicătând la timpul de afară că e frig, dar în suflet este cald și bine. Mi-au plăcut hainele, portul, încălțămintea, tot. Și cântile este la femeile este tare neplăcut. Din satul Iordan, că... La final, cu un mesaj de felicitare, a venit și conducerea raionului. Hristos Voscres! Hristos a înviat! Din numele Consiliului Raional vreau să vă felicit pe toți cu această luminoasă sărbătoare. Vă doresc tuturor familiilor dumneavoastră sănătate, fericire, dragoste și ca în fiecare familie să fie auzite zâmbete de copii, să fie doar bucurie și totul bine. Apoi toți participanții s-au ales cu diplome și premii bănești din partea organizatorilor. Arhimandritul Filaret a mulțumit tuturor creștinilor pentru prezența la sărbătoare. Mulțumim la toți creștinii care au venit la mănăstiri și prin acest festival noi, fiecare dintre noi, ducem bucuria de Paști care avem, Hristos a înviat, toți ne bucurăm pentru această mare sărbătoare și vă urăm la toți creștinii, vă dorim sănătate, pace, bunăstare în toate și Hristos a înviat. A fost amenajată și o expoziție pascală, unde au fost prezentate icoane, picturi cu subiecte pascale, ouă încondeiate și copturi tradiționale. Festivalul are drept scop reînvierea și păstrarea frumoaselor tradiții pascale și promovarea acestora în rândul tinerilor. La Soroca a avut loc cea de-a 21-a ediție a Festivalului de Muzică Sacră Cu Noi Este Dumnezeu. Cum s-a desfășurat evenimentul, urmăriți în reportajul ce urmează. La Soroca s-a desfășurat cea de-a 21-a ediție a Festivalului de Muzică Sacră Cu Noi Este Dumnezeu. În cadrul concursului Colective Artistice, coruri de copii și maturi au interpretat cântece pastorale dedicate Învierii lui Hristos. Clopotul cu drag ne cheamă la biserica din sat. Fuge răul, se destramă, căci Hristos a înviat. Venim de la Cosăuz cu colectivul Vocile Nistrene. Participăm în fiecare an, participăm la acest festival. A devenit o tradiție, copiii cu cea mai mare plăcere se pregătesc către acest concurs. Astăzi am adus în program 4 piese. Deci, prima lucrare este Hristos a înviat, de Mihail Ungureanu, versul lui Bivol. A doua, A venit din cer de sus. A treilea, O rugăciune. Și a patra lucrare, Sfânta-i masa cea de Paști. În această zi de mare sărbătoare, astăzi cu mare drag, corul bisericesc din satul Șolcani vine să participe la acest minunat concurs de cântece pascale, Cu Noi Este Dumnezeu. Venim cu mare drag și cu o expoziție. Sperăm să aducem cântecul pascal în sufletele tuturor celor din sală și să aducem și bucurii, de ce nu? Le dorim tuturor sărbători frumoase în continuare și fie ca Domnul să fie mereu peste noi. Spectatorii prezenți la festival au avut posibilitatea să urmărească și o expoziție de Paști care a inclus atât icoane și ouă încondeiate, cât și bucate tradiționale acestei sfinte sărbători. Cel mai mult îmi place aranjatul miesii de Paști, e o masă mai special aranjată. Nu e așa ca de Crăciun, adică de Crăciun dacă ne putem să facem alt fel de mâncări la Paște, e ceva deosebit. Îmi place procesul ăsta de încondiere a ouălor, îmi place procesul ăsta de copturi, de cop pască, de cop cozonacul. Când cocem cozonacul, întotdeauna trebuie să fie o liniște totală în casă, o liniște sufletească. Dacă ești liniștit și cu dispoziție foarte bună, pasca se primește mult mai frumoasă și mult mai bună.
Noi azi la expoziție Ansamblul Folcloric Floare de Noroc am venit cu fel de fel de copturi, fel de fel de mâncăruri, adică și din carne, și din fructe, și din legume, din toate bunătățile care le avem la noi. Festival tradițional care pune accent atât pe, desigur, pe sărbătoarea de Paște, dar punem accent și pe interpretarea profesională sau pe creșterea interpretării profesionale a muzicii corale a colectivilor din Raionul Soroca. Sunt câteva compartimente, cum ar fi ansambluri vocale, coruri mixte, coruri mici și pe categorii de, după categorii de acestea vor fi și evaluate aceste colective. Sunt, desigur, instituite și premii care vor fi acordate colectivilor. Este remarcabil faptul că participă corurile bisericești, este de acum tradițional, care ne reprezintă aici în Raionul Soroca, deci piese din liturghie, din muzică sacră care se interpretează în bisericii de Raionul Soroca. Și ne întregește festivalul expoziția meșterilor populare, dar și expoziția bucatelor tradiționale aici din Raionul Soroca, în condierea orurilor de Paște, expoziția icoanelor și cel mai frumos încoronează acest festival, corul preoților din Raionul Soroca, care dă o semnificație aparte acestui festival. Prin cântările pascale, prin evoluările participanților, noi descoperim talente, descoperim valorile noastre perene autohtone. Astfel de festivaluri pascale se desfășoară și în raionul Drochia, în raionul Râșcani, în raionul Florești. Preoții noștri iau parte activă la această măsură pascală, și astăzi preoții Vicariatului de Soroca, către finele festivalului pascal, vor evolua și ei cu anumite cântări. În final, premiul mare a festivalului i-a revenit corului Belcanto de la Școala de Arte, care a câștigat atât simpatia juriului cât și a publicului. Servicii de organizare a instruirilor în aer liber, un centru de imagistică dentară care deservește locuitorii raioanelor Șoldănești, Florești, Rezina și Râbnița, Stânga Nistrului, o fermă de prepelițe sau seră pentru cultivarea roșilor cherry, sunt doar câteva dintre ideile tinerilor care au fost transformate în afaceri. Antreprenorii au primit sprijin din partea Uniunii Europene de până la 13.500 de euro și au beneficiat de instruiri în gestionarea afacerilor. Uniunea Europeană acordă atenție sporită antreprenoriatului în rândul tinerilor și va continua să sprijine tinerii care decid să-și urmeze ideile de afaceri. Prin intermediul acestei inițiative am ajutat oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului să-și urmeze obiectivele. Cred cu tărie că podurile de încredere construite prin afaceri, dar de asemenea și prin prietenia voastră, vor contribui la dezvoltarea comunităților, a declarat Pirca Tapiola, ambasadorul Uniunii Europene, Republica Moldova, la evenimentul de finalizare al proiectului de abilitate a tinerilor în afaceri. 18 granturi au fost oferite femeilor. Avem un angajament ferm să ajutăm femeile care locuiesc în comunitățile de pe ambele maluri ale râului Nistru să-și valorifice potențialul și vom căuta modalități suplimentare pentru a oferi un astfel de sprijin și în continuare, a subliniat Stefan Lila, reprezentant permanent adjunct al PNUD Moldova. Noi vrem ca Евросоюз, чтобы люди, это будет простой ответ на вопрос, чтобы люди жили лучше, с одной стороны. С другой, хотим создавать контакты для общин с правого и с левого берега Днестра, потому что это же торговля, это же связано с рабочими местами, с жизнью конкретных семей, людей. И мы в Евросоюзе, который большой рынок, 50 миллионов людей, верим, что чем больше торговых контактов между странами,
Тем больше рабочих мест, тем больше денег для тех, которые занимаются торговлей. И вот это, этот же модель распространяем и поощряем здесь. То есть считаем, что тем более будет контактов, тем более будет в том числе бизнес-контактов между людьми с обоих берегов Днестра, тем больше будет возможностей, бизнес-возможностей для них. Pe unii beneficiari, granturile i-au convins să rămână acasă, alături de familii. Vitalii Coval din Dubăsari, stânga Nistrului, era pe punctul de a migra în Federația Rusă, când a aflat că a obținut peste 12.000 de euro pentru a-și crea propria afacere, o fermă de lactate. Mai mulți apicultori și-au extins afacerea. Unii și-au realizat ideile inovative de confecționarea stupilor supraetajați sau de colectarea mirii direct în borcan. Natalia Porhun din satul Speia, raionul Grigoriopol din stânga Nistrului, a procurat echipament de stoarcere a mierii de pe faguri, muncă greu de îndeplinit manual. Centrifuga, cum o numește, este incorporată într-o camionetă. De un an de zile am deschis o mini-fabrică de producere a brânzei de oi, care este un produs tradițional, ceea prin ce am ieșit noi în evidență că utilizăm tehnologii moderne. Astfel realizăm un produs tradițional după tehnologii moderne. În urma proiectului am câștigat un grant de 13.600 de euro, care a fost folosit în totalitate plus contribuția noastră proprie pentru utilaj modern, în cantitate de 5 piese, 5 utilaje care se folosesc. Este vorba despre răcitor, tank de răcire, care răcește laptele, după aia pasteurizator, care îl încălzește, aici se produce procesul de pasteurizare și se dă cheagul, se coagulează tot în acest vas. După aia avem o crintă cu forme și prese pentru brânză și avem de asemenea și un mini laborator de testare a laptelui și a pH-ului și grăsimii produsului lactat. Получили грант в размере 10.000 долларов, на них было приобретено сырье и некоторое оборудование. Перед получением гранта мы уже занимались восстановлением оборудования, то есть уже были потрачены некоторые силы, некоторые финансы. То есть грант нам просто ускорил и существенно облегчил этот путь. Работаем с той рыбой, которая пользуется спросом. Это сом наш европейский. Я думаю, что к осени мы, наверное, выйдем с первым уже урожаем, если так можно сказать. И надеюсь, все будет хорошо, и мы также выйдем с судаком. Очень сложный и капризный товарищ, но я думаю, мы постараемся, и у нас все получится. Что хочу еще сказать, что благодаря таким же программам удается работать и в экологических, участвовать в экологических акциях. К нам обратились представители общественные организации, которые тоже спонсируются, по-моему, европейскими или международными организациями, они попросили нас оказать помощь в воспроизводстве рыб нашей реки. Мы пока находим всяческую поддержку со стороны госструктур. Это радует. Сегодня вот уже нерест уже как бы активно начался. Я думаю, что своими силами, своими знаниями мы поможем хоть частично восполнить то, чего, к сожалению, выбито, вымирает и расхищено браконьерами и так далее. Ne-ar fi fost foarte greu să lansăm o astfel de afacere cu forțele proprii. Chiar dacă există ideea și dorința, totuși, partea financiară este cea care te ajută să te miști înainte. Tinerii vând toată producția în stânga Nistrului. Au fost susținute financiar afaceri în domeniul reparației și testării tehnice automobilelor. Andrei Clemenco a închiriat la Teraspol o hală veche de tip sovietic și a pornit strungurile care produc sfoară pentru legarea lăstarelor viței de vie. O nișă profitabilă și nevalorificată până la el. Proiectul de abilitare în afaceri a tinerilor din comunitățile de pe ambele maluri ale râului Nistru a fost realizat în două etape. 71 de tineri s-au lansat în afaceri și au creat peste 300 de locuri de muncă. Programul finanțat de Uniunea Europeană, susținerea măsurilor de promovare a încrederii implementat de PNUD, contribuie la consolidarea încrederii între locuitorii de pe ambele maluri ale râului Nistru prin implicarea comunității de afaceri, reprezentanților societății civile și ai autorităților locale în proiecte comune. Bugetul total al programului este de 10 milioane de euro oferite de Uniunea Europeană și implementate de PNUD. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile pentru astăzi. Eu mă numesc Veronica Cibotari, toate cele bune!